Bine v-am găsit, pești. Voi face etalarea pentru sâmbătă și duminică. Va fi o etalare mai deosebită. Este o etalare generală, nu uitați. Puteți să vă regăsiți aici sau puteți să vă regăsiți la etalările legate de ascendent. Sau dacă sunteți femei, de luna, unde a fost luna la nașterea voastră. În ce zodie? Deci vom discuta despre etapa în care sunteți voi, a personalității voastre, evoluției personalității voastre, etapa în care sunteți și, bineînțeles, obiectivul unde va trebui să ajungeți. Așa cum am atenționat, este o etalare generală, runele le voi face la luna nouă și la luna plină. Iar aici voi face această etalare folosind numai arcanele majore. Haideți să vedem. Deci, etapa în care sunteți. Unde vreți să ajungeți? Obiectivul. Atitudinea pe care ar trebui să o aveți potrivită și blocajul. Aveți aici etapa în care sunteți, este dreptatea. S-ar părea că sunteți în această etapă, vreți să ajungeți să vi se facă dreptate, balanța cu spada. Dar întotdeauna când vă doriți dreptatea, atitudinea voastră este aceea de a avea dreptate, de a vă doriți această dreptate, trebuie să vă gândiți la forța de reacție a celelalte persoane, dar bineînțeles trebuie să vă gândiți și la dreptatea și adevărul etern și la judecata umană. Și, bineînțeles, puteți să gândiți și la o dreptate divină. Este balanța cu spada. Am zice că această spadă, ea poate să-i pedepsească pe cei care nu vor dreptatea, cei care sunt incorecți, și poate să îi ajute pe ceilalți, cei care sunt drepți. Aceasta ar fi situația în care sunteți, deci etapa în care sunteți acum, prin ce etapă treceți voi, aceasta ar fi etapa voastră. Unde vreți să ajungeți? Obiectivul vostru ar fi carul de luptă. Carul de luptă reprezintă și racul, dar reprezintă în primul rând, am putea spune, o situație dificilă pe care vreți să o țineți sub control. Sau chiar s-ar putea să vă doriți să mergeți cu luptă, să zicem, peste cei care vă țin într-o perioadă de stagnare, să vă impuneți sub o formă sau alta voința voastră, astfel încât voința voastră să triumfe. Dar această voință a voastră trebuie să aibă întotdeauna la bază o cunoaștere a drepturilor și a datoriilor voastre. Bineînțeles că carul de luptă poate să reprezinte și o călătorie pe care o doriți, o călătorie mai lungă și să fie o etapă de călătorii. Ceea ce blocaj aveți? Aveți un blocaj. Blocajul este această arcană majoră. Este vorba de berbec, de împăratul. Împăratul reprezintă întotdeauna berbecul, dar reprezintă și dreptatea și adevărul, autoritatea supremă, este acea gândire pe care vreți să o aveți, este poate și un blocaj al vostru în această dreptate și adevăr.
vreți neapărat să vi se facă dreptatea, să se cunoască adevărul. Vreți această supremație. Vă doriți autoritatea. Autoritatea care impune această dreptate, adevăr, dar să nu uităm că acest blocaj poate să reprezinte totuși un aspect în care vreți să aveți atitudini bine gândite, să nu aveți o atitudine pripită, cum este la nebunul, să vă luați așa o șansă. Vreți ca totul să fie foarte clar, să nu aveți surprize. Poate să reprezinte și aceasta împăratul, deci acea atitudine a voastră să fie chiar un blocaj pentru voi. Nu puteți să ajungeți să aveți sub control o situație pentru faptul că tot timpul căutați să gândiți fiecare pas. Și acesta poate să fie un blocaj sau o călătorie. Poate vreți să ajungeți, eu știu, dorința voastră este să țineți sub control o situație sau poate să reprezinte această impunere a voinței voastre. Și voi v-ați gândit foarte bine, ați evaluat foarte bine situația și vreți să vi se impună să impuneți cumva această gândire a voastră, această voință, fără să țineți cont de datoriile și de drepturile voastre. Poate să reprezinte și acesta blocajul vostru, iar aici aveți atitudinea potrivită. Ce atitudine ar trebui să luați voi pentru a putea să aveți carul de luptă, care e racul. Voi sunteți pești și obiectivul vostru este tot o zodie de apă, deci poate să reprezinte un aspect de viață acest, sau un aspect de familie legat de carul de luptă. Obiectivul vostru. Deci atitudinea voastră trebuie să fie o schimbare, să gândiți spre o schimbare, o schimbare care să vă ducă să faceți ceva care chiar ar trebui să faceți, să vă corectați poate karma. Fiindcă această arcană, judecata, are și un aspect karmic, este acea, cum să spun, trezirea morților, o schimbare care să vă ducă să faceți în viață exact ceea ce ar trebui să faceți pentru evoluția voastră personală. Deci o schimbare în sentimente, în gândire, în atitudini, astfel încât am putea spune că această schimbare a voastră să vă facă pregătiți, astfel încât când îngerul va suna din trompetă, să puteți să răspundeți prezent. Deci să fiți pregătiți pentru această schimbare. S-ar putea ca atitudinea voastră să vă fie făcută cunoscută printr-o situație, să fie legată de providență, să zicem, providența să vă releve ce atitudine ar trebui să abordați. Cum ar trebui să priviți situația aceasta astfel încât să mergeți spre o schimbare benefică, spre o schimbare unde să puteți să impuneți voința voastră sau să aveți această situație sub control, fiindcă aveți aici dreptatea pe care vă doriți. Deci aceasta ar reprezenta pentru voi etapa în care sunteți dreptatea. Vreți neapărat să vi se facă dreptate.
dar poate că nu vedeți decât dreptatea voastră privită prin prisma voastră. Nu luați în seamă și aspectele celelalte, așa cum am spus, datoriile și drepturile voastre. Acestea ar fi, eu vă doresc mai bine.